Se apropie cu pași repede Sfânta Sărbătoare a Crăciunului. Este poate perioada anului cea mai îndrăgită de copii, mai ales dacă ne gândim la dimineața în care aceștia vor găsi sub brad cadourile lui Moș Crăciun. Astfel, moșul a ajuns mai devreme anul acesta și în comuna Căzănești spre încântarea copiilor. Se apropie sărbătorile și odată cu ele ne gândim la cadouri, la Moș Crăciun, la momentele petrecute alături de familie și de cei dragi. Tuturor oamenilor le plac sărbătorile de iarnă. Magia acestora ne face alți oameni, niște oameni mult mai buni și mai fericiți. De sărbători dăruim bucurii, fapte bune, cadouri din inima oamenilor care le creează o senzație neobișnuită de recunoștință. Asta s-a întâmplat și în comuna Căzănești din județul Mehedinți, unde Moș Crăciun, împreună cu aliatul său, primarul Aurel Popescu, le-a oferit daruri elevilor. Cu această ocazie, primarul comunei a transmis un mesaj pe pagina sa de socializare. Moș Crăciun vine mai devreme pentru elevii din comuna noastră. Fiecare elev a primit astăzi cadoul de la Moș Crăciun. Felicit pe această cale elevii, părinții și cadrele didactice pentru efortul pe care îl depun. Vă urez sărbători fericite, cu bucurii și împlinire alături de cei dragi, a transmis Aurel Popescu, primarul comunei Căzănești. Odată cu bucuria sărbătorilor de iarnă, vine și luna cadourilor în care toți ne bucurăm de atenția celor din jur, de evenimente dedicate acestor sărbători și de multe, multe cadouri.